După ce s-a judecat un an de zile pentru că a fost schimbată abuziv din funcția de manager la Serviciul Județean de Ambulanță, Jana Prejbeanu a fost repusă în funcție prin hotărâre judecătorească. În acest context, Marian Niculescu a fost revocat din postul de manager interimar. Jana Prejbeanu a revenit ieri pe postul de pe care a fost schimbată, iar astăzi a demisionat, pentru că și-a dat seama că în câteva săptămâni câte i-au mai rămas din mandat, nu poate revoluționa Serviciul Județean de Ambulanță. Acum nu o mai interesează nicio funcție de conducere și vrea doar să-și primească drepturile bănești pe care le-a pierdut în acest timp. Marian Niculescu se va întoarce pe postul de manager interimar la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj.